în urma nenumăratelor demisii pe care au fost în săptămâna trecută și am considerat că trebuie să tragem un semnal de alarmă cu privire la această problemă. După ce Consiliul Județean, consilierii locali au făcut tot posibilul ca la sfârșitul anului societatea determine să nu aibă bani pentru gaze și să oprească agentul termic în Ploiești. În moment în care noi parlamentarii am fost invitați de către prefect să discutăm și să încercăm să găsim o soluție împreună, am participat la acea ședință. Domnul prefect a venit cu această soluție în cazul în care guvernul, în cazul în care Consiliul Județean nu o să poată să ajute Primăria Ploiești, să încercăm să găsim firme care să poată să susțină numerar costul gazelor până Primăria Ploiești încasează bani pe termie și își poate și plătește datoria către acele firme private. La momentul respectiv, eu am spus că singura soluție viabilă ar fi Consiliul Județean, mai ales că de față era și vicepreședintele Consiliului Județean, domnul Apostol, care spunea că au dat 9 milioane către Primăria Ploiești și Primăria Ploiești nu a putut să îi cheltuiască. Ulterior am văzut de ce n-a putut să cheltuiască acești bani, pentru că au fost primiți în noiembrie, banii trebuiau cheltuiți până în decembrie, pe reparații, nu exista nici procedura de achiziție, nu se putea întâmpla până la sfârșitul anului, banii erau clar că au fost dați cu destinație clară să nu poată să fie folosiți. Asta se înțelege. La întrebarea de ce nu susțineți Ploieștiul într-un parteneriat ca să treacă de această perioadă grea, am primit răspunsul că nu au primit solicitare. Ping-pongul ăsta între Primăria Ploiești și Consiliul Județean cred că deja a depășit toate limitele. Cred că ploieștenii nu o să mai poată să mai reziste foarte mult. Dacă Consiliul Județean nu se implică să ajute, cum și în anii precedenți s-a întâmplat, cred că o să asistăm în următoarele luni, februarie, martie, când știți bine că în ultima perioadă aici au fost cele mai scăzute temperaturi. Ploieștinii vor rămâne fără căldură, vor rămâne fără apă caldă, vor și nu cred că vor mai rezista să mai accepte nici pe Andrei Volosevici aruncând vina pe Consiliul Județean, nici pe Consiliul Județean aruncând vina pe Andrei Volosevici și eu cred că vor lua atitudine împotriva lor. Noi am Forța Dreptei, colegii mei, am luat o decizie foarte clară. După nenumărate discuții, după nenumărate soluții pe care noi le-am dat Consiliul Local, pe Consiliul Județean și după ce efectiv nu am fost luați în seamă, pentru că la întâlnirea prefecturală un coleg parlamentar mi-a sugerat că dacă tot venim și în conferințe de presă, în comunicatele pe care noi le transmitem, vorbim despre lipsa de interes a Consiliului Local, lipsa de interes a Consiliului Județean față de ploieșteni, neregulile, încălcarea legii pe care o fac acești aleși, dacă tot vorbim despre această problemă, de ce nu am făcut și scris?
Noi am crezut de fiecare dată că atragem atenția atât consilierilor locali, cât și consilierilor județeni, președintelui Consiliului Județean cu privire la neregulile pe care le fac și își revizuiesc atitudinea, organele de drept se sesizează cu privire la cele exprimate de noi, am luat decizia să facem scris către toate autoritățile competente cu privire la neregulile pe care noi le-am sesizat. Și de data asta facem scris. Cred că colegul meu are dreptate. Din păcate, autoritățile competente nu am primit un semnal că s-ar fi sesizat și am luat decizia să facem scris. Vom face plângere atât președintelui Consiliului Județean, cât și consilierilor locali care au luat decizia, au dat hotărârea de a prelua societatea de termoficare de la Consiliul Județean în starea deplorabilă și au ajuns în situația în care nu au cum să mai furnizeze acel termic populației, practic au distrus toată infrastructura de producere a energiei termice. Plângere penală? O să facem plângere penală. Dar nu la societatea. Cum?